Bun găsit, dragii mei, pe canalul Îngrijirea Florilor, sunt Oana Matei și astăzi o să atacăm o problemă sensibilă, problema bobocilor de hibiscus, pentru că mi-ați scris mulți că vă confruntați cu o problemă înainte să se deschidă bobocii cad. E bine, pot fi mai multe cauze și o să încerc să le trec în revistă pe cele mai importante. În primul rând, apa este de vină pentru acest lucru, pentru că atât excesul cât și lipsa apei fac ca bobocii să cadă. În lipsa apei, frunzele se înmoaie imediat, planta nu mai are cum să se hrănească și atunci automat cad și bobocii. Nu vom avea flori. Excesul de apă, pe cealaltă parte, are un efect similar pentru că capilarele din sol se umplu de apă în loc să fie cu aer. Și din nou există un blocaj, iar planta nu poate să se hrănească și atunci din nou cad bobocii. Dăunătorii iar pot fi de vină pentru acest lucru, pentru că hibiscusul poate fi atacat frecvent de afide pe vârfurile de creștere, deci implicit pe boboci apar acei păduchi de plante verzi sau negri care sug seva plantei, bobocii din nou cad înainte să se deschidă. Ei colonizează de obicei dosul frunzelor, va trebui să verificați aici în permanență să fie curat, să nu fie vreo problemă. Temperaturile scăzute din nou pot fi o cauză a căderii bobocilor, pentru că la mai puțin de 15 grade deja planta intră în declin dacă este o plantă mai mică. Plantele mature pot să reziste și la temperaturi mai scăzute, însă vor avea și ele probleme legate de înflorire. Și nu în ultimul rând, nu uitați, o plantă nehrănită nu va avea puterea să înflorească, chiar dacă în primă fază va înflori, odată ce consumă resursele din sol, se vor epuiza și atunci cu ce să susțină înflorirea. Acestea ar fi cele mai importante cauze ale căderii bobocilor. Sper că v-au fost de folos. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați la comentarii. Sunt Oana Matei, rămâneți în continuare pe canalul Îngrijirea Florilor.